Absolvenții de clasa a 8-a au susținut astăzi examenul scris la matematică. Acesta a fost ultima probă din cadrul evaluării naționale, care a început luni cu proba scrisă la limba și literatura română. Primele rezultate se vor afișa vineri, 1 iulie, iar depunerea contestațiilor se va face în aceeași zi. Afișarea rezultatelor finale după contestații se va face în data de 5 iulie. Elevii au avut de rezolvat varianta de subiecte numărul 7. Subiectele de matematică au fost structurate pe 3 mari cerințe, fiecare cu mai multe subpuncte. Examenul a început la ora 9, iar elevii au avut la dispoziție 2 ore pentru a răspunde cerințelor. Primele rezultate vor fi afișate vineri, 1 iulie. Amintim că media generală obținută la evaluarea națională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învățământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată între media generală la evaluarea națională în proporție de 75% și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu în proporție de 25%.